Salutare lume, bine ați revenit la un nou videoclip cu Comic Books. Vă voi prezenta seriile primite la precomandă, titluri noi, titluri ongoing, destul de multe, câteva romane grafice, dar urmăriți în continuare acest videoclip să vedeți exact despre ce e vorba. Ia să vă prezint și revistele. Biker Mice from Mars, serie nouă limitată, să fie 3 numere. Chiar curios de seria asta, am văzut-o destul de târziu, destul de ok la grafică, curios și de poveste, dar o să am un pic de așteptat până să termină. Mai sunt ceva comicsuri cu ei, dar nu foarte multe, arată destul de bine. Așa, este de la Naselverse, nu știu cine să știa. Da, văd că au ceva serii mai noi. Așa. Van Helsing, Hexed, e un one shot de 48 de pagini, serie horror. Am mai prezentat de destule ori foarte multe serii cu personajul acesta. Și miniserii, și pin-up-uri de la Zenescope. Arată destul de bine. Și clasica reclamă de pe sfârșit, de pe ultima pagină. Așa, acestea nu o să le desfac. Este Heatseeker, numerele 1-4. Virgin Cosplay Pack. O să le prezint într-un videoclip cu război de benzi desenate. Rămân pentru atunci. Așa. Un one shot, sau mai degrabă o roman grafic de la Image Comics. Ore. Sper că pronunț bine. Ceva sci-fi. Arată destul de bine grafica. Să mut mai așa. O, chiar super. Chiar super bine arată. Destul de interesant. Deci dacă cumva o găsiți, recomand să o cumpărați. Încă un one shot. Cyber Force. Asta e serie mai veche de la Image Comics. Cu supereroi. Dar nu prea cred că au mai publicat în ultima perioadă cu ei, dar asta a fost una dintre comicsurile publicate de Image Comics chiar în 90, când s-a înființat, cu Cyber Force, concurență la Marvel și DC. Chiar arată super bine. Încă un roman grafic. Gun Honey, primul volum. Am ratat seria inițială, așa că m-am reprofilat. Dar o să fac rost și de revistele celelalte la un moment dat. Și o să mai vină ceva numere cu Gun Honey. Rea grafica, e de la Titan Comics, Hard Case. O să răsfoiesc probabil mai mult într-un viitor episod cu răsfoiala de benzi desenate, după ce și îl citesc. Lady Satanus. Place coperta la voi. Numărul 1.
de la Coffin Comics, cei care scot și Lady Death, Lady Death, Lady Satanus, Not for Children. Destul de violentă, dar arată destul de bine. Așa. Blade Runner, Tokyo Nexus. Asta cred că e o serie limitată de 4 numere în universul Blade Runner, tot de la Titan Comics. Au publicat destul de multe serii din universul ăsta și le cam, cred că le-am pe toate. Volum 9, Țestoasele Ninja, numărul 1. Celălalt s-a terminat la vreo 100 și ceva de numere, dacă nu greșesc. Și o să mai apară tot felul de serii limitate în următoarea perioadă de timp. Dar am spus că dacă e volum nou o să-l încep. Nu știu exact cât de mult să continuă povestea din celelalte, din cealaltă serie, dar arată destul de bine. Destul de violentă. E ce trebuie. Așa. Oricum ei mai au seria cealaltă ongoing cu asta. Așa. Care e mai pentru copii. All Ages. Și aici am Night Watcher. Astea două ar mai trebui să-mi vină. Ăsta nu prea cred. Nici mai știu. Și asta e revista. Da, arată destul de bine. Chiar super. Berserker, A Face Full of Bullets, Keanu Reeves la butoane, să zicem. Cu un one shot, sper, eu nu știu. Dar mi s-a pus automat în lista de precomenzi. De data asta acțiunea se petrece în vestul sălbatic. Continuă pe aceeași temă. Multă acțiune. Și evident că trebuie să ajute pe cineva cu ceva. O să vedem. Așa. Wonderland, Return to Madness, încă un număr 1 și ultimul de la Zenescope. Serie horror. Pic de sânge, pic de acțiune, ce trebuie. Și arată destul de bine. Și clasica reclamă de pe spate. Ultima revistă. Carnage and Venom versus Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man numărul 362. Este partea a doua din Carnage. Un event mai mare. Revista un pic mai veche. Este din 92. Ce bine arată grafica asta. Oi vai. Uite-l mă pe Hulk Hogan, mă. Super bine arată revista. S-o citească sănătos la cine ajunge. Chiar super fain. Ma arc story-ul ăsta, din câte știu, e destul de greu să-l completez pe tot. Cred. Și nici revista asta nu a fost destul de ieftină. Așa. Cam acele au fost seriile mai noi, romanele grafice. Voi continua cu seriile ongoing, The Trident of Aurelia, The Storm,
numărul 4. Nu știu de la ce editură e asta. Nu toate revistele sunt ale mele. Ca să ne înțelegem. Așa. Revista de care vă spuneam mai devreme. Saturday Morning Adventures. Testoasele Ninja. Revista All Ages. Să poată citi toată lumea să se bucure de personajele astea. Ăsta îi numărul 15. Avem un Conan the Barbarian, numărul 12. Foarte faină cu coperta asta, așa mult îmi place stilul ăsta. Ce bine arată. Așa, tot serie ongoing. Și grafica. Cei de la Titan Comics chiar scot super faine serii. Chiar îi urmăresc. Ce bine arată. Numărul 13. Aventurile lui Conan Barbarul. Așa. Să vedem ce avem pe spate. Da, reclamă la ceva jocuri. Walking Dead Deluxe, numărul 92. Încet, încet ne apropiem de 100. '93. Am recuperat luna asta, dacă luna trecută mi-a venit numai un număr. Și numărul 94. Trident of Aurelia, The Storm, numărul 2. Astea văd că nu le-am pus în ordine. Numărul 3. Destul de interesante coperțile astea. Niobe Outbreak, numărul 2. Pic de acțiune. Așa. Tales of the Bizarre, numărul 7. Foarte faină coperta asta în stilul ăla pulp. Așa retro. Și acum o să vină o tură de Gun Honey, Collision Course, numărul 2, asta mi era lipsă. Numărul 3. Numărul 3, un variant cover. Asta o să mă amendeze YouTube. Și numărul 4, încă un variant cover. Așa. Hellblazer, Dead in America, numărul 7. Asta e o serie limitată, cred că până la urmă o să fie 12 numere. Singura serie ce o am de la DC, și nici nu de la DC, simplu că de la Black Label. Un Comic Shop News. Ziar cu seriile de benzi desenate ce apar. Așa. Mai am astea două
cataloge, DC Connect, cu seriile de la DC ce urmează să se publice. Da, nu sunt foarte curios de ele. Așa. Și IDV, se pare că mai nou scot și ei un catalog de ăsta. Tot așa, prezentare la seriile ce urmează să se publice. Cât comics, cât și în format TP, HC sau mai știu eu ce format. Așa. Și ultimele două reviste, două magazinuri. Acest Judge Dredd Magazine numărul 470. Mai este până o să ajung la numărul 500. Așa. Iar ultima, The Savage Sword of Conan, tot de la Titan Comics, într-un format de ăsta mai mare și alb negru. Un vârcolac. Arată chiar super bine grafica asta. Așa. Și cam acestea au fost toate revistele. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!